Anul 2023 a început cu salarii mai mari în construcții și vânzări, arată cele mai recente date. De asemenea, industria Horeca dă cele mai puternice semne de revenire din 2019 până în prezent. Mai multe informații are colega mea, Mădălina Ignat. Bun găsit! Diferențele salariale se resimt cel mai mult în inginerie, acolo unde salariile au scăzut cu 11%, în IT au scăzut cu minus 5,5% și în Horeca cu minus 8%. De asemenea, sunt și creșteri, vorbim spre exemplu de construcții, acolo unde salariații primesc mai mult, vorbim de o creștere de 8,1%, iar în vânzări de 5,1%. Din anul 2019 și până în prezent, Horeca pare că își revine cel mai bine, chiar dacă vorbim despre salarii mai mici. Spre exemplu, în primele 3 luni ale acestui an, Horeca oferă joburi cu peste 50% mai mult comparativ cu anii trecuți. Și trebuie să spunem că IT-ul, dacă știam că până acum erau foarte multe angajări în acest domeniu, iată că nu mai sunt atât de mult solicitați, chiar dacă România are în continuare un deficit de specialiști în acest domeniu. Și important de spus este faptul că platformele de recrutare online au observat faptul că cele mai multe accesări sunt pentru acele joburi unde angajatorii afișează și salariul pe care îl oferă.